Narcis! Astăzi vreau să discutăm despre un subiect care este tot mai dezvehiculat și anume uh, preorientarea către hrană vie, mâncare vie și aș vrea să îmi spui care e viziunea ta vis-a-vis -vis de aspectul ăsta și dacă există în contradictoriu și o, altă categorie de hrană poate pe care o facem acum inconștient. Așa este, Narcisa, îți mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare foarte valoroasă pentru că, da, există alimentație, există hrană vie Totodată este și hrană moartă. Dacă să ne uităm la alimentația noastră ca la combustibil, ne uităm că este combustibil pentru corpul nostru fizic, dar este combustibil totodată și pentru corpul nostru cuantic. Da? Uh -huh. Dr. Ipac Chopra are o carte fabuloasă scrisă pe corpul cuantic. Pentru că, din fericire, noi nu suntem doar corpul pe care îl vedem. Suntem mult mai mult decât atât. Suntem uriași, giganți. Dumnezeu a creat fabuloși. Și atunci, dacă ne uităm la alimentația noastră pe care o mâncăm, și ca, și ca combustibil pentru corpul cuantic, vom vedea că frecvența vibrațională a alimentaț al alimentelor pe care noi le mâncăm este mai înaltă, adică te înalță și îți dă voie să te conectezi cu un, un, pe un areal mult mai înălțător al existenței tale, în ceea ce privește Sufletul. Și, în al doilea rând, există și alimentație moartă. Care are o vibrație, o frecvență vibrațională foarte joasă, și te ține în partea de jos a piramidei conștiinței, dacă vorbim despre cercetările făcute de Dr. David Hawkins. În partea roșie a piramidei conștiinței, vedem acolo mândrie, orgoliu, furie, prică, amărăciune, vină, rușine. Practic, mâncăm foarte multă alimentație moartă, iar aici vorbim în special despre carne, pentru că este practic un animal mort pe care nu îl mâncăm. Și nu spun că este bine sau că nu este bine, pur și simplu vorbim despre frecvența ei vibrațională, ce hrănește. Hrănește corpul fizic și corpul cuantic sau mai mult corpul fizic, partea animalică, războinică din noi și mai puțin corpul cuantic în care acolo lucrurile sunt total diferite și atragem și ne cocrem realitatea de zi cu zi din, această, uh, din acest spațiu cuantic. Pentru că avem și varianta de hrană vie. Iar în categoria de hrană vie, cu uh, alimentele cu cea mai înaltă sau cu o valoare biologică ridicată sunt germeni germenii de plante, germenii de grâu, de lucernă, de brocoli, de ceapă, de asemenea vlăstarii, după ce germenii au crescut și au devenit vlăstari. Și în ei, pentru că ei sunt practic viața însăși, vie profundă, nutritivă, pe care tu o mănânci și îți dă, îți crește frecvența vibrațională tocmai prin asta. Tot în categoria asta mai sunt și oleaginoasele crude pe care le activezi în apă, cum ar fi migdalele, nucile, alunele de pădure, să le lași 4-6 ore în apă să-și activeze enzimele, le-ai curățat de coajă și mănânci efectiv sămânța aia care dă viață, pe care dacă o pui în pământ, iese de acolo un copăcel. Asta este hrană vie. asta de alimentație care efectiv te înalță. De asemenea, toate aceste alimente fac parte și din categoria superfoods, da? superalimente. Aici integrăm inclusiv clorela, integrăm spirulina, integrăm semințele de cânepă decorticate care sunt fabuloase, au o valoare biologică uriașă, conțin proteină de înaltă calitate, cu toți acei 8 aminoacizi pe care se credea până uh, nu de mult că acești 8 aminoacizi pe care organismul nu poate să-i producă ce nevoie să-și din exterior, din proteină, se găsesc doar în carne, lactate și ouă. De fapt sunt și alimente de origine vegetală în care găsim această proteină completă cu o valoare biologică mult mai ridicată, pentru că vine dintr-un aliment viu. Da? Tot aici în categoria asta putem să introducem inclusiv avocado, care este de asemenea fabulos, și inclusiv putem să introducem chiar toate categoria de fructe și legume, chiar dacă nu fac parte din categoria superfood, superalimente. Toată categoria de fructe și legume, atâta timp cât sunt ecologice și nu ne bombardează cu pesticide, cu nitrați, care ne, efectiv, ne otrăvesc din interior și nici măcar nu știm asta. Cam așa arată hrana vie și hrana, hrana moartă, dacă putem să o numim așa, din punct de vedere al corpului cuantic. Pentru că, așa cum am spus, suntem mai mult decât corpul ăsta pe care îl vedem mult mai mult atât. Dar îți mulțumesc pentru informațiile astea. Recunosc că pe unele dintre ele le știam, pe altele dintre ele nu, dar chestiunea um, de frecvență vibrațională și la nivel de mâncare și efectiv ce consumăm este wow și cu siguranță cred că o să facă diferența în viețile multor oameni. Dar îți mulțumesc. Îți mulțumesc și eu, Narcisa, și da, în primul rând trebuie să, uh, să vedem alimentația ca pe un combustibil. Mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. Spunea Hipocrate în urmă cu peste 2000 de ani. Făceți-vă mâncarea medicament. Pentru că mâncarea este medicament atâta timp cât ajungem să învățăm să mâncăm corect și este atât de simplu. Este nevoie doar să ne îndreptăm atenția în zona corectă. Adică ceea ce propovăduim de atâta timp, ceea ce duce mai departe oamenii, mâncarea este mâncare. Mai important decât mâncarea sunt emoțiile din spatele mâncării. Însă atunci când vorbim despre mâncare, hai să ne uităm la ea și din punct de vedere corp, minte, suflet. Unde să ducea și ce hrănește ea? Pentru că este atât de important. Îți mulțumesc, dar și să întrebare. Acesta a fost săptămânalul de Fabulous Way. Sănătate, corp, minte, suflet. Dacă vrei să fii la curent cu informații din zona de self-biohacking și vrei să faci pași mărunți către o viață fabuloasă, apasă butonul de abonare iar dacă crezi că pe cineva l ar ajuta informația prezentată astăzi, trimite acest clip sau distribuie să ajungă la cât mai mulți prieteni ai tăi. Eu sunt Narcisa și împreună cu Narcis, vă dorim o săptămână fabuloasă.